față, conform invitației pe care ați primit-o. Dăm cuvântul domnului Patrick, președintele de ședință. Prezența? Deci, o să rămână în afară de... Buculescu. Domnul Buculescu. Deci astăzi, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, sunt prevăzute 7 puncte și ultimul punct, 8 diverse. Încep cu primul. Vi le dau citire, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, după ce dau citire. Deci primul punct, proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a documentației pentru introducerea suprafeței de 6.598 metri pătrați în intravilanul localității și elaborare pus în vederea realizării obiectivului locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Dima Adrian, Dima Melania, Dima Gabriel și chelarul Oana Daniela. Mulțumesc frumos, ați greșit. Vă scuzați. Eu sunt aici, nu știu. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire, întreținere, curățenie și frumusețare a comunei Hinei, județul Batou. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliul Local numărul 32 din 29.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeiu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul local în satele Hemeiu și Liliești din Comuna Hemeiu, județul Bacău, cu fonduri din bugetul local și execuția acestuia. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Hemeiuș, numărul 3 din 30.01.2017, cu referire la aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii și modernizarea sistemului de supraveghere video și achiziționarea unui număr de 10 camere cu infraroșu. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării următoarelor servicii, realizarea unui film promoțional și modernizare site primărie, actualizarea documentelor SVSU Hemeiuș și selectarea și evaluarea arhivei primăriei Comunei Hemeiuș, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Și punctul 8, diverse. Dacă în legătură cu ordinea de zi, dacă sunteți de acord, sau mai aveți ceva de adăugat pentru ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci ordinea de zi a fost aprobată. Dacă aveți alt punct pe ordinea de zi de menționat? Nu. Dăm citire primului punct. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a documentației pentru introducerea suprafeței de 6.598 metri pătrați în intravilanul localității și elaborare pus în vederea realizării obiectivului locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Dima Adrian, Dima Melania și chelarul Oana Daniel. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Vă rog, domnul primar. Da, după câte știți, acest proiect a mai fost discutat la ordinea de zi, pentru unele lămuriri și pentru a înțelege de ce este necesar acest puz, avem aici invitați pe domnul Cojocariu Radu și doamna Eugenia Beurea.
Dumnealor sunt specialiști, au discutat cu specialiștii noștri din cadrul compartimentului urbanism și am zis că pentru unii le lămurim ca să fie mai pe înțelesul tuturor despre ce este vorba. Vă rog frumos, domnul. Doamnă, care eu nu știu, Eugenia Beura, sunt arhitect, am ocupat de studiul legat de această problemă. Nu știu ce data trecută a fost respins, dar aș vrea să vă aduc, să trec peste partea de urbanism strict și să vă spun doar argumentele. Nu s-a respins, mi-am abținut. A, v-ați abținut. Da. Am înțeles că e în curs deja de aprobare PUG-ul nou. PUG-ul nou, da. PUG-ul nou, dacă n-are în momentul ăsta toate avizele, o să dureze cel puțin până la Crăciun. Tot parcursul de a ajunge la Consiliul Județean de ASL a revenit la dumneavoastră pentru a fi aprobat. Argumentul nostru trei de indicatori urbanistici, care sunt cei care au fost expuși în PUG-ul vechi. E vorba de faptul că aceste loturi vor fi a unor oameni care plătesc taxe la dumneavoastră. Și în afară de asta, ideea principală a PUG-ului vechi este că acest teren să fie prins într-o perspectivă de niște ani. Deci dacă vă uitați pe planul de încadrare, există, nu este băgat în intravilan, dar este prins în dezvoltarea de perspectiva zonei de locuit. Astea sunt argumentele, mă rog, care mi se par mie mai importante. Dacă vreți să vă prezint exact ceea ce se întâmplă acolo, s-a croit acea stradă conform normelor în vigoare, adică este o stradă care respectă normativul drumurilor cu prospectul de 9 metri. Asta înseamnă 7 metri carosabil cu întoarcerea aceea de la capăt, conform altor regulamente din urbanism, e vorba de 525. Loturile sunt construibile, în sensul că păstrează acele proporții și acele suprafețe care se cer în urbanism. Aș putea să intru și în alte detalii, dacă aveți întrebări, cu plăcere. Consider dacă s-a construit ceva până acum. Nu. N-avea cum. Nu. Așa-i? Nu. Da. Nu este construit absolut. Nu. Prezența unei construcții deja anulează orice plan de urbanism. Orice deci acolo e suprafață 30.000 de metri. Per total. Nu, 6.000 și ceva. 6.500. Asta mă refer la 30.000 și problema în discuție numai 6.000, atât de trecut. Atât. Și domnul se ocupă... Mă rog, frumos. Eu vorbesc cu doamne. Te scrii pe hârtie. Dar eu nu pot să citesc, n-am. Nici nu le țin, îmi cer scuze, nu le țin exact suprafața. Deci, problema cu, că vreau să spuneați, etapa, nu știu care, va fi adusă în circuitul pentru zonă construibilă. Deja în documentația PUNC, care este în derulare, așa, această zonă din fața gării din Hemeiuș este prinsă în reactualizarea PUG-ului, care urmează să aibă etapele lui de avizare, inclusiv hotărârea de guvern, care va trebui să fie elaborată în sensul acesta. Vreau să vă explic că beneficiarul nu mai are răbdare. Și noi știm, am aflat de la dumneavoastră că deja aveți unele avize, cel de la cultură. Toate avizile, în afară cel de la cultură. Da, cel de la cultură. Și trebuie să ia avize în continuare de la toate autoritățile ca să poată să realizeze acest pus. Noi deja am luat toate avizele pentru pus. Avem nevoie de avizul de principiu al dumneavoastră ca să intrăm în Consiliul Județean. Și apoi ne întoarcem la aprobare la dumneavoastră. Asta ce să vă zic? Pe cheltuiala? Din cheltuiala beneficiarului. Și cu atât mai mult cu cât, uitați, și asta este un argument, beneficiarul dorește ca drumul acela să fie lăsat proprietate privată. Deci nu o să vă încarce pe dumneavoastră ca autoritatea publică locală cu costuri pentru întreținere, pentru ilumina și toate utilitățile vor fi suportate de lei. Cât de dumneavoastră. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte.
până o să ia toate acordurile, până o să treacă prin ședința din Consiliul Județean, până o să treacă prin ședința iar din nou la noi, ăsta e acordul de principiu. Noi sperăm să obținem înaintea dumnealor și s-ar putea să abandoneze această luptă. Eu am discutat cu beneficiarul, nu mai are efectiv răbdare, iar experiența mea din spate spune că dumneavoastră o să prindeți Crăciunul cu siguranță, pe când noi nu. Noi sperăm să nu prindem. Dar dumneavoastră... Eu vă doresc să nu prindem. Există o altă legislație privind avizarea abuzului, pentru faptul că noi urmăm aceleași proceduri pentru... Dar a spus că în septembrie primiți avizul de colțură. În 13 septembrie. Pe 13 septembrie? Deși de 2 ani de zile documentația tot completată, modificată, avizată, respinsă și așa mai departe. Deci e o nebunie întreabă. Eu am discutat cu doamna Cariță. Da, la Ministerul Culturii acolo am avut cele mai mari probleme. Eu am discutat cu câteva săptămâni cu doamna de la Cultură. A fost invitată la Ordinul Arhitecților și m-am fost din întâmplare una lângă alta și am povestit. Mi-a spus că, într-adevăr, există o documentație care a fost întocmită, pro bono, dar că încă nu s-a primit avizul. Asta era cu luna trecută. Avizul istoric am primit multe ori. Avizul istoric s-a dat. Acum, în septembrie, trebuie să mergem cu niște completări. De 13 septembrie. De exemplu, una din completările care ne cere de la castelul din parc, să avem nu știu câte sute de metri restricții de acolo. Dar este în extravilan, e 500 de metri. Minimum 200 de metri trebuie să fie de la castelul parc. Și unde să mai... Avem din parcul deja construit și mai avem ce să mai construim. Eu am încercat să argumentez dorința beneficiarilor și cred că nu vă încurcăm pe dumneavoastră, că ei... Da, ei își plătesc totul. Așteaptă de câțiva ani acest buc și... Așa e. Bun, unele permiteți după... Da, da, vă rog, domnul Terliță. Deci eu am analizat la nivel de țară într-o lună de zile toată situația. Pugul ăsta, deci, e blocat la Ministerul Culturii mai multe OAT-uri. Adică nu pugul nostru, mai multe puguri. Deci este blocat intenționat. Cu scop personal. Cine nu crede, eu am cercetat de desubturile toate. Am avut foști colegi care la Rom Telecom care sunt funcții ca și noi. Aceeași situație, diferent. Practic se stopează progresul. Incidează. Da, efectiv. La nivel local, la cultură, aici, n-ai cu cine să discuți. Pentru că, efectiv, dacă te-ai dus acolo să porți o discuție cu domnul Cimpoieșu, care este directorul, mai este sau nu mai este, nu mai știu. Nu mai ieși. Dacă ieși la pensie, poate altcineva cu altă deschidere și poate că altfel va avea un alt orizont. Mai departe, văd că și cei de la București au același comportament. Deci, dacă la autoritatea aeronautică, unde problemele sunt cu totul și cu totul deosebite, am reușit să scoatem avizul, domnul primar știe, din coace la cultură, să leagă de niște chichițe care nu le văd logice. Deci, la studiul istoric, mi l-au respins anul trecut, pentru că avea prea puțini pagini la descriere. Deci, eu l-am luat așa, cantitativ, nu s-o uitat. Dar sunt comuni care e altă putere decât cum e la noi și au zeci de momente istorice și s-a dat în câteva luni. Deci, cum se poate acolo? Deci, dacă... La deci nu vreau să spun mai multe de comentat. Știu. Lângă situa arheologică la Fântânele. Practic, eu cred să ne dezvoltăm ca comun. Nu ne dă voie să construim o casă praznicală, dar în vecinătate ce există construit? Ce exact. Le-a dat acordul? Da, nu tot ei au dat avizul. Dar să ne vedem cu avizul. Bun, dacă se realizează proiectul, prețurile vor crește puțin în zonă, pentru că se dezvoltă. Chiar dacă s-au stopat 2-3 ani, practic se va demara. Dar sunt multe terenuri care au fost în vânzare, vă spun, știu, cazuri, 10 cazuri, știu, care m-au contactat, ce faceți acolo, deci cu pugul, am zis, Ministerul Culturii. Până la urmă s-au convins. Asta este. De acum deci nu s-au văzut terenul din cauza asta, practic veneau bani la buget. Tot timp. Acum, în septembrie, când au văzut... Știu, pe 13 septembrie, cu modificările făcute aici. Deci nu s-au mai legat de nimic, de obiectivul din parcul neurologic, atâta. Și ați venit cu completări și pentru obiectivul de acolo? Da, doamna Spăica mi-a promis că le face și până pe 13 le face și atunci o să ne aveți susțin. Și sperăm să obținem de acolo avizul favorabil. Avizul ne l-a dat pe studiul istoric. Noi la studiul istoric, de fapt, ne-am împotmolit. Dar după studiul arheologic anul trecut, care a fost primul, după aia a fost studiul istoric și acum aveți, doamne, mai găsit ceva după ce am dus și studiul istoric.
rezolvăm, sperăm să nu mai fie ultima dată când mergem la ei, iar în cel mult să ne mai amâne octombrie, dar din octombrie tot o să reușim să luăm hotărârea de guvern. Avizul Consiliului Județean? După aia, am înțeles că ultimul e avizul Consiliului Județean. În legătură cu primul punct, dacă mai are cineva de adăugat ceva? Supunem la vot. Stați un clipă, domnul președinte, vă rog, vreau să vă atrag atenția că i-am spus și domnului care reprezintă firma sau ce ca proprietar, în conformitate cu legea 215, articolul 47 din legea aliniatul 1, prezența dumnealui în sală la vot este incompatibilă da, sigur, cu... Da, da, da. Am zis, vă mulțumesc frumos. La revedere. Cine este pentru avizarea favorabilă a primului punct de pe ordinea de zi? Deci ați notat, doamna. Opt. Deci 1, 2... Încă o dată, vă rog. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Bun. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Da. Mergem de ce ați mutat. Trecem la următorul punct. Da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețarea comunei Himeiu, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, e raportul. Da, da. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețarea comunei Himeiu. Având în vedere că aplicarea de protecție a mediului la nivel local are importanță deosebită pentru menținerea unui mediu de viață sănătos, ținând cont de problemele pe care le-am întâmpinat pe linie de mediu în anul anterior, precum și soluționarea problemelor locale de mediu cu care ne confruntăm zilnic, este absolut necesară inițierea unui proiect de hotărâre pentru adoptarea unui plan de gospodărire a localității. Având în vedere nota de constatare numărul 7201 din 16.09.2016, emisă de Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Bacău, este necesară aprobarea unui proiect pentru o bună organizare și funcționare a ordinei păstrării și întreținerii curățenei pe raza comunei noastre, precum și a combaterii depozitării deșeurilor în Albia sau pe malurile pârâului Limpedea sau în zonele de protecție a acesteia, amplasarea de noi locuințe sau anexe ale acestora în zona inundabilă și în zonele de protecție a cursului de apă, neîntreținerea șanțurilor, rigolilor și potețelor aflate în domeniul privat al cetățenilor și drumurilor publice, depozitarea pe domeniul public a comunei a materialului de construcție și depozitarea necontrolată pe domeniul public sau privat al comunei noastre a deșeurilor de orice fel. Fac această solicitare în virtutea prevederii articolului numărul 211 din 2011 privind regimul deșeurilor de publicată OG numărul 21 pe 30.03.2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, precum aprobat cu modificări și completări prin legea numărul 515 prin 2002 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 50 pe 1991 privind autorizarea executarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare. Legea apelor numărul 107 pe 1996 cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care unele măsuri din planul de gospodărire a localității nu se pot duce la îndeplinire din motive obiective, se va apela la inspectorii instituțiilor sus menționate, cu ajutorul cărora să realizăm ceea ce ne propunem. Datorită aspectelor prezentate mai sus, propun primarului comunei inițierea unui proiect de hotărâre pentru adoptarea planului de gospodărire a comunei Emeci. Ca urmare, rog să se aprobe la ședința ordinară din luna august anul curent planul de gospodărire a localității, precum și anexe la prezentul proiect de hotărâre. Deci, cum știți și dumneavoastră, cei de la mediu nu te întreabă
cu ce faci, cu ce nu faci. Ei vor să găsească ordine, curățenie și actele toate să fie în regulă, merg în inspecție pe malul râurilor, pe malul lacului de acumulare, pe toate zonele unde sunt cu probleme. Deci, atâta timp cât noi nu avem personal mult, deci cum sunt cei de la partea 16, de la asistența socială, pe care mă pot baza, da? Domnul primar poate să fac un proiect de hotărâre cu planul de gospodărire a comunei Hemeiuș. Deci tocmai pentru asta a fost făcut și acest raport. Și nu numai asta, dacă cei de la 416 sunt plătiți de stat să execute unele lucrări în folosul comunității. Asta nu înseamnă că unii dintre semnii noștri să arunce gunoaile și deșeurile la voia întâmplării pe unii vor ei și noi cu bani de la stat să-i plătim pe cei ca să facă curățenie în urma lor. Nu asta cred că e soluția. Soluția e și prin dumneavoastră și prin organele de ordine pe care le avem să-i urmărim, să-i supraveghem, să-i îndrumăm, să nu se mai repete asemenea probleme. Pentru că ați văzut, am încercat să avem la nivel de comună țarcuri pentru colectarea pieturilor, dar când vin acolo, în loc să pună pieturile în țarc, le pun alături de țarc. Lucru care se vede și pe camerele de supraveghere. Dar nu pot fi identificați cei care... Și paturi. Au mai fost. Am văzut paturi, efectiv. Am rămas pe camere și identificați. O să facem niște poze la nivel de comună, pentru că avem posibilitatea asta. Am văzut cetățean din comună care a intrat într-un țarc de asta. O ales peturi, după care l-am văzut cu lapte în piață. Nu mi se pare normal. Și aceste poze am să le afișăm în locuri publice ca să vadă lumea. Da, o disfăcut... La peturile alea, domnule, am găsit și câini morți. Credeți. Și câini morți. Nu vă mai spun de alte lucruri care se parcă e greu să... Bună simți. Ori este numai peturi, ori mă zic... Nu, dar până ori trebuie să iau o măsură. Cred că la ori trebuie mărică să le parte. Noi am venit... Era și un scaun de copil întreg, efectiv, dar a dispărut în două ori. La toate chestiile astea, noi am venit și cu niște amenzi, pe care cu tot riscul ne le asumăm. Așa, și chiar la punctul 15 aici, din... poate ați studiat materialele, constituie contravenții următoarele fapte, săvârșite de către agenții economici și de către cetățeni. Avem una din amenzi de la 1500 la 2500, iar alta e de la 1000 la 2000. Amenzi care pot fi aplicate de către poliția locală, vicele primar, subprimar. Iar dumneavoastră, ca și consilier, dacă vedeți, sesizați asemenea nereguli, e bine să ne informați, e bine să le explicați cetățenilor, până la urmă, sunt semenii noștri, sunt locuitorii cu care ne întâlnim toată ziua, poate unii nu-și dau seama, poate alții sunt copii, poate alții au fost rău intenționați, bine să le vorbim, să le explicăm că nu-i bine ce fac, după care să trecem la fapte. Am înțeles dacă vor fi date și nu le plătești. Tot în detrimentul nostru. Nu, așa este. Da, dar se creează un nebun acolo și îl urmărești timp de 5 ani de zile și la momentul când vine la primărie să ceară o adeverință pentru nu știu ce, îi spui, bă, du-te și plătește amenda și pe nu primești. Dar care adeverință ce ți mai dau cu bani? În toate țările dezvoltate, numai așa s-a făcut. Păi, dar nu se poate face cu amenzi. Cu amenzi, dar cât ce... Începând din anii 90, mulți dintre cei de aici au mers afară și au văzut. Păi debit, până nu a fost bobit. Acolo și îl urmărește, îl monitorizezi. El oricând, oricum va avea nevoie de instituția aceasta, de primar, de semnătură, de șoferi. Nu o să mai fiți alegi data viitoare. Nu mă împic să după aia. Pentru anul 2017-2018 vor fi realizați în funcție de bugetul alocat următoarele activități. Poate ați citit și material. Achiziționarea și montarea de mobilier stradal, curățarea, igienizarea fântânilor de pe domeniul public al comunei, de întreținut sau schimbat gardul din fața căminului cultural, salubrizarea căilor de comunicație, drumul județean, drumul național, drumuri comunale, ulițe, precum și al altor spații
proprietatea comunii Hemeuș, parcări, spații verzi, etc. Curățarea de zăpadă și gheața a drumului din comună, a spațiului de parcare, igienizarea părculețului de joacă, a zonilor verzi și plantate, precum și plantarea de arbuși și arbori. Igienizarea și întreținerea clădirilor proprietate publică, cămin cultural, școli, grădinițe, văruirea copacilor aflați pe domeniul public al comunii, participarea la refacere, reabilitare și construirea de drumuri, străzi, ulițe. Da, mai sunt probleme de ridicat? Eu rămân la concluzia că măsura coercitivă este cea mai sigură pentru ca să-l determin pe cetățean să rezolve problema așa cum o hotărăște Consiliul Local în ședința de astăzi. Până la conștiință, drum lung. Drum lung până la conștiință. Măsura coercitivă vine să-l rezolve pe om. Are cunoștință că trebuie să facă. Păi trebuie să o facă. Dar nu face. Nu face, îl obligăm. Sigur că da. Problema e că unde sunt țarcurile astea la periferii, la intrări, vin persoane, mașini, care nu sunt din comuna noastră. Deci, așa, asta e una. Mai e o problemă cu mașinile de tonaj mare. Străduțele alea, și așa sunt foarte. Noi mulțumim lui Dumnezeu, așa sunt ele. Păi dar dacă vine cu mașină de 50 de tone, domnule. Dar mi se pare că sunt dedicatoare de restricționarea tonajului, domnul primar. Nu poliția locală, în peregrinajul ei, poate să ducă să identifice mașini care sunt parcate, că au intrat pe străzile. În luna septembrie vă promit că poliția locală, cei de la poliția locală, vor veni și vor susține în fața dumneavoastră un raport de activitate pe anul 2020. Da, oricum, sunt câteva situații, două, trei situații comune, care sunt proprietari de mașini în cadrul comun. Care într-adevăr, sunt drumuri cu tonaj redus. Dar dacă cetățeanul respectiv își face o aprobare și are autorizație de construcții, cum se dă pe urmă? Domnule, dar e înțeles asta. Da, dar nu e înțeles. Dacă duce atingere la calitatea asfaltului, în momentul când se constată de către o echipă de la primărie că, într-adevăr, s-a distrus asfaltul, omul ăla să fie obligat să repare asfaltul. Cum? Se lasă lucrare de la depozite cu mașini mai mici. Își face o casă. Domnul ăsta, apropo ce spuneau dumnealor, că plătesc impozite. Toți de aici plătiți impozite. Nu mai ei plătesc impozite pentru terenul ăla. Toată lumea plătim, și eu pentru teren, și pentru casă, și pentru mașini. Așa este. Eu m-am uitat la comunii pe care le-am balat. S-ai cumpărat un zi, plătești din postul ce vrei. O mai luat o mic în iulie, dar pentru traficul intens, toate ce am văzut, sunt bani pierduți. Nu pentru trafic, nici drumul ăsta nu-i pentru trafic. Aia e, nici asta nu. Și cât? Drumul ăsta, județean, a fost cu restricții, dacă vă amintiți, cu ani în urmă. De vreo câțiva ani, când un transportator trebuie să treacă pe aici, să vă dispără restricții. Domnul primar, deci Consiliul Județean care administrează drumul avea obligația și are obligația permanent să vină cu cântar să verifice dacă greutatea pe os este cea corespunzătoare drumului, domne. Dar oamenii ăștia nu fac. Nu fac chestia asta. Și de asta, asta e adevărat. Uitați-vă la lume, că săracii ăștia din centru de aici stau și eu și mă mai duc pe la Chioș, pe aici, pe acolo și să zbunui pământul. Uite, apropo, tu stai acolo. Știu. Ei, nu poți merge pe stradă. Dar a fost indicator acolo în colțul intersecției, a fost indicator. La Mandrișe. Ne-am făcut adresă la drumul județean. Dar au furat, măi, eroi. Nu l-am furat, nu l-am furat, le-am luat intenționat. Trebuie să ne dăm după colț. Care interes ca o anumită firmă să facă transport pe drumul ăsta, că n-are și în altă parte. Trebuie, marci, măi, nu. Ce nu se vede conștient? Aia este limita de viteză. Mai trebuie pus la străduși. Și asta nu și chiar aici, de la până aici. Domnul primar, pe străzile care mă din numai balastru, păi dacă ăla merge cu 90-100 la oră, păi oamenii aia de acolo e lor. Eu vă spun ce se întâmplă pe strada Hotarului. Nu 10, 15 oameni. Sunt și identificați cei care fac așa. Sunt două servici, foarte bine oamenii să lucreze. Doar e câte un nemernic din asta și l-a oprit. Uitați, vă dau păstel grijar, l-a oprit. Băi, mergi mai și că ți-ai un copil în față. Ce l-a jurat, l-a băgat, l-a spus, domne, eu cred că... Nu știu, în situația asta aveți dreptate. Aceeași chestie, nu, dar nu știi cum să procedezi. Tocmai asta. Când au venit, când au fost inundați în 2016, în iunie, aici, pe strada Presecei,
Doamne, o săptămână, două, trei, până am reușit să ne mobilizăm, până am găsit, am scos la licitație, până a venit firma, până am început să reparăm drumul, erau niște cetățeni care mai în fiecare zi erau în fața primăriei. Doamne, când ne reparați drumul, când ne reparați drumul. O dată Dumnezeu am reparat drumul, am pus balast, tot treaba în regulă. A doua zi nu, a treia zi vă spun că îi văd iar în fața primăriei. Doamne, dar zic, cum, nu s-a rezolvat? Ba da, Doamne, s-a rezolvat, dar vă rog frumos, faceți o groapă, faceți un șănțuleț, așa, merg o viteză de nu știu. Și atunci, cetățeanul vrea așa, cetățeanul vrea altfel, nici nu știi cum s-o dai. De cei de pe drumul hotarului, cel puțin trei, au zis, Doamne, să fac drumul, nu v-am apucat să faci drumul, nu v-am apucat tot pe voi, n-ai voi, cum să... Noi ce să facem? Facem jaburi. Poliția noastră să fie mai prezentă. În schimbă se poate, nu avem radă, nu suntem dotați cu radă, nu avem dreptul să... N-ai niciun motiv să-l oprești, să schimbi circulă cu viteză în afara legii. De ce te bazezi? Veniți seara și ascultați niște melodii cu un cercul motociclet. La motoare. Salutați și duminica, pentru că eu aud concertul stând aici în centru. E dezastru, Doamne. Vin ăștia așa, ambalează motoarele. Unii poliția rutieră, Doamne. Ce să-i facem noi pe drumul de țeasă? Poliția rutieră a răspuns în felul următor. Nu poți să le ia cu radele sau cei care au, pentru că nu au numere de matriculare pe față. Cum a oprit, mopedurile alea, cum le-a oprit, le-a scos din circulație, așa să-ți facă și pe asta. Nu opriți în parte, au fost prezenți. Doar pe partea de națională. Da, în interior mai puțin. Corect. Și atunci și niște lucruri. E camera de luat vedere de la Gândlen, dacă te mergi fără rovenetă, te prinde. Dacă mergi cu COVID 250 la oră... Și mori să te vezi și cu viteză pe camera de rovenetă. Nu le face nimic la asta. Acum se inițiază un proiect în Parlament, în legătură cu motocicletele, să vedem care e controversat. Da. Vreți să vedem? Da. Da. Când îl vezi, domnul Dar. Poftiți? Veniți să-mi locuiesc, domnul Dima. Mai țineți? Nu, vă lăsați dumneavoastră. Păi, dar voi lăsați-vă să fac treabă. Eu n-am spus dumneavoastră, nu v-am zis nimic. Mulțumesc. Nici eu, v-am zis ceva? Păi da, m-au auzit, crezut. Domnul primar, nu? Nu, n-are cum, domnul primar, nu-i la... Este președinte de ședință. Sigur că da. Trebuie să respectăm funcția. Nici nu se discută. Am auzit, chiar dacă îți mai văd funcția. Funcția nu vă grea. Am urechi. Respectăm, mă. Am urechi muzical. Să știți? Nu prea mult timp, dar e bine. Am urechi muzical permanent. Deci supunem la vot al doilea punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? În unanimitate de voturi. Trei. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 29.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeni, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deci prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu respectarea prevederilor articolului 44 și 45 din legea 215 privind administrația publică locală. Ținând cont de adresa instituției prefectului județul Bacău, cu numărul 8083 din 3-5-2017, care se comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2017 pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, potrivit ordinului prefectului numărul 40 din 2017, având în vedere legea cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit modificărilor legislative din ultima perioadă și faptul că în cadrul compartimentului financiar contabil există un deficit de personal, a fost făcută o nouă repartizare a atribuțiilor pentru fiecare post din cadrul compartimentului menționat, datorită volumului mare de activități și se propune următoarea modificare. Transformarea, redenumirea și mutarea funcției contractuale de execuție din compartimentul cultură în compartimentul de servire, cu încadrarea numărului maxim de voturi aprobat pentru unitatea administrativ-teritorială Hemeiuș, astfel, din compartimentul cultură, funcția de bibliotecar, gradul profesional 1A, studii medii, gradația 5, coeficientul 3.31, în compartimentul de servire, în funcția contractuală de referent, gradul profesional 1A, nivelul de studii medii, gradație 5, coeficient 3.31. Față de cele menționate mai sus,
și în conformitate cu prevederile articolului 36, aliniatul 3, litera B din legea 215 privind administrația publică locală, propun spre analiză și aprobare modificarea ordinei organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Himej, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Intervenții? Întrebări? Am audiat 29-7 când s-a prezentat. Da, și am avut discuții pe imaginea punctului. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc că cineva împotrivă, să abține cineva? Nu. Nu mai am terminat. Și punctul 3. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul local în satele Himeiu și Lilej în Comuna Himeiu, județul Bacău, cu fonduri din bugetul local și execuția acesteia. Da. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Subseamnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Himeiu, județul Bacău, văzând raportul administratului public al Comunii Himeiu și registrat cu numărul 6108 din data de 7-8-2017, prin care se solicită inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre a documentației de avizare lucrări de intervenție și execuția lucrării cu fonduri de la bugetul local pentru obiectivul modernizare drumuri locale în satele Himeiu și Lilieci, Comuna Himeiu, județul Bacău. În temeiul legii 273-2006, privind finanțele publice locale și cu completările și modificările ulterioare, ținând cont de prevederile legii 213-1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în baza articolului 36, aliniatul 2, litera B, aliniatul 4, litera D, articolul 45, aliniatul 1, articolul 63, aliniatul 1, litera C, articolul 26, articolul 115, aliniatul 1, litera C, din legea numărul 215/2001 modificată și completată, supun aprobării Consiliului Local Himeuș aprobarea documentației de avizare de lucrări, intervenție și execuția lucrării cu fonduri de la bugetul local pentru obiectivul modernizare drumuri locale în satele Himeiuș și Lilieci, Comuna Himeiuș, județul Bacău. Drumurile care sunt trecute în acest proiect, vine mai citesc încă o dată, au mai fost discutate în ședințele din Consiliu din 2015 încoace mereu. Proiectul cuprinde următoarele străzi. Strada Cătinii, în lungime de 822,28 metri. Izvorul Alb, lungime de 524 de metri. Strada Holban, lungime de 174,63 metri. Strada Grigori Tăbăcaru, primul sector, o lungime de 519,09 metri. Strada Grigori Tăbăcaru, sector 2, deci care știți, drumul până sus la Sava și drumul către Puslava, lungime 142,04. Strada Vișinilor, lungime de 264 de metri. Strada Primăriei, lungime 320 de metri. Strada Prisăcii, lungime 266,73 metri. Alea Parcului, 305. Strada Pajăștii, lungime 736 de metri, 11 centimetri. Strada Păstorilor, lungimea de 832,7. Strada Islazului, lungimea 383. Strada Crinului, lungimea 246. Strada Lacului, lungimea 196. Și strada Nouă, lungimea 377,25. Deci, astea sunt străzile. Aici am proiect, după câte ați observat, dacă ați citit materialul, sunt trecute lucrările, devizul, șanțurile, unde vin șanțuri, unde vin șanțuri betonate, unde vin șanțuri beriate. Deci tot ce cuprinde proiectul. Asta în prima fază. Proiectul care îl vom susține cu bani de la bugetul propriu. Și sunt. Și sunt bani prevăzuți în buget. Am aprobat la începutul anului. Da. Va fi la fel cu subtraversări? Se va merge pe aceeași idee? Pentru că... În funcție de proiect. Nu sunt. Să scrieți proiectantul aici. Dacă este cazul. Da. Tot ce e trecut aici scrie pe fiecare stradă, tot ce trebuie să facă, din cât e compus sistemul. Dar pe crinului, practic, ce se întâmplă? Se reface asfaltul sau crinul se continuă? Se continuă. Mai e un segment. Mai e un segment. Știi cum e. Partea dinspre Islaz. Da, mai e un segment. După care vom veni în completare cu proiectul din afier de 5 km. Aia nu-i partea marginelului? Nu, crinul. La domnului, votarului cu marginenii.
care nu a fost prinsă și am rezolvat. Partea aia din col, de la paravanul, nu era din mărcine? E drumul nostru. Drumul nostru. E drumul nostru. E drumul nostru ăla. Ăla până la Islas. Deci de la pod în stânga, ăla e mărcine. Puteți cu faci la pod la stânga. Da, aici cam urmă. Asta e urmă. Vă rog, intervenții, discuții, întrebări, propuneri. Dar când să vă realizați că asta mai vorba dumneavoastră, mai parafat de câteva ori? Suntem la faza de achiziții pe seama. Deci achiziții? În funcție de cât mâine sau poimâine vine specialistul și îl introduce în bază de date. Deci, ca și stația de tratare. Deci proiectul este făcut. Da. Și dacă nu vor fi... Nu vor fi contestații? Contestații? Cât direct. Da. E posibil să... Până să dea o lege mai concretă cu contestațiile astea, uite, din confruntăm. Și modernizarea costă și în asfaltare sau doar... Asfaltare, unde sunt drumuri în pantă și șanturi betonate, unde sunt drumuri în pantă și sunt înguste, vin șanțurile dalate, din partea de șanță va fi folosită ca și trotuar. Da. Așa au stabilit proiectantul. La fel și un proiect care îl avem noi prin antic. Și apoi vine întrebarea care pun cetățenii. O să asfaltăm și după aia o să vină canalizarea și iar să sparge pe unde să sparge. Asta e întrebarea frecventă. Serios? Asta e întrebarea frecventă. Toți. Trăim într-o țară care știm cu toții cum se întâmplă lucrurile. Pentru unii care au o anumită vârstă sau pentru oricare din noi nu știm ceasul de mâine, e bine să ne bucurăm de confortul la această dată. Eu mi-am propus și cu dumneavoastră, cu mare parte dumneavoastră, cred că am și discutat, în momentul când o să începem acele lucrări, dacă o fi caz, o să vedem cum găsim o modalitate, să facem niște subtraversări, să le avem făcute din timp, ca să nu mai fie nevoie să spațiu când trece apa sau când trece, eu știu, gază, canalizare. Canalizare? Da. În general, dacă străduța e îngustă, nu văd cum o să meargă cu canalizarea acolo. Studiul de impact pe care l-au făcut cei de la firma Fitner de la București, v-am mai dat, parcă aveți marea majoritate din asta, ați văzut străzile, lista cu străzi, unde o să fie... o să execute lucrări de adopțiune apei și de canalizare. Dar eu zic, cum lucrurile merg, haideți să facem ce putem acum. Nu e nicio problemă. Așa e și cu strada Rozelor. Au venit din urmă, au retușat-o. Sperăm să mai putem și să trăim, să facem o reparație și acolo. Peste un an, doi, când iese din termen, nu e o mare... mare necaz pentru primărie, să venim cu un covor și să îndreptăm. Până la urmă, la toată chestia asta, am rămas cu canalizarea și cu apă. Acum e important să se facă ceva. Să se facă ceva, da, exact. Asta, n-ai să poți avea curățenie dacă nu-i mizerie înainte. Cei mai de la București au terminat sau mai au? Mai au, au început pe drumul județean. Mai sunt străzi care nu sunt prinse? Nu, nu. Cum? Nu, nu. Mai sunt străzi care nu sunt prinse? Ai crescut în punctul 4, curăția. Deci acum, astea străzile din proiectul din 2015. Din fonduri proprii. Mai avem un proiect care ați aprobat în ședința de noiembrie, așa. După care, dacă o să iasă cumva acum, o să încercăm să facem de nou extindere și celălalt care mai rămas trebuie să facem, cred că tot de la buget propriu, că nu se încadrează în condiții pentru un european. Trebuie să aibă o anumită lățime, trebuie să treacă prin anumite obiective, deci sunt niște criterii de selectare pentru apei să nu fie omis niciunul, adică din toate sectoarele. Vă dați seama că îmi doresc mai mult ca... Așa e corect. Ca orice cetățean să putem să avem o comună asfaltată, să avem o comună frumoasă. Da. Mai sunt discuții, mai sunt intervenții? Adugări. Eu votez, nu se pune. Supunem la vot și punctul 4 pe cine este pentru. Ați mai spune și la noastră. Prindu-l de vot. Noi nu-i părim problema cu votul. Da. Și cum proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Gineiu, numărul 3 din 31.1.2017, cu referire la aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2017. Proiect inițiat domnul primar Sava Păcălin. Avem aici
expunerea de motive. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemiuri, județul Bacău, văzând raportul responsabilului cu achiziții publice numărul 6083 din data de 07.08.2017, prin care se solicită modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea programului anual al achizițiilor publice de anul 2017, în conformitate cu prevederile articolul 12, alineatul 4, din hotărârea numărul 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la categoria contractului de achiziție publică, acordului cadru din legea numărul 98-2016 privind achizițiile publice. După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractată are obligația de a-și actualiza programul anual al achizițiilor publice în funcție de fondurile aprobate. În vederea respectării articolul 36 alineatul 2 literele B și D, alineatul 4 litera D din legea 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, supus spre aprobare Consiliului Local Hemeiuș, a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 30 ianuarie 2017 pentru aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 conform anexei 1. Nu, asta e la... Vreau să dau mai multe date despre, poate ați citit și în materiale. E vorba de extindere. Extinderea și a fibrei optice și de modernizare. Pe unele străzi o să înlocuim camerele actuale cu camere cu infraroșu, iar celelalte le vom amplasa în alte zone. Extindere o să facem la intersecția între Ion Simionescu cu strada școlii o cameră, intersecția Ion Simionescu cu strada Cătine o cameră, intersecția Ion Simionescu cu codul Cotem. Da, de asta nu eram. Că... Aici atât avem. Servicii de promovare și servicii de creare, călduire și întreținere site primărie, servicii de actualizare documentației SPSU, servicii de arhivare pentru selecționarea și evaluarea arhivei primăriei Comunii Hemeiuș. Deci, astea trei activități vor fi trecute în programul anual de achiziții publice pentru anul 2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii și modernizarea sistemului de supraveghere video și achiziționarea unui număr de 10 camere cu infraroșu. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Păi tocmai ce-a dat citire, domnul. Astea au fost la extindere, la modernizare. Intersecția strada Gării cu strada Ion Simionescu la școală Bucată. Strada Ion Simionescu la drumul național DN15 la școală iar Bucată. Intersecția de la strada Gării cu strada Pajiștii, o bucată. Intersecția străzii Sfântul Gheorghe cu strada Zambilii, o bucată. Intersecția de la strada Moldovii cu strada Crinului, o bucată. Deci strada Zambilei, strada Zambilei cu Sfântul Gheorghe. Mai era făcut acum strada și unde este intersecția? Modernizare. Și Zambilei care e? Păi, dar nu se intersectează. Sunt paralele. Păi aia ce-i problema? Sunt paralele. Păi de asta v-am întrebat. Aia sunt în vrea să pună la rapiduță acolo. Da, pe corci. Deci pe strada Zambilei chiar ar trebui, vă spun, curse. Noaptea e jale. Deci nu motociclete, mașini. Poate reușit să pun nici una așa acolo la bază la camera. Eu n-am motociclete. Acum se face de banii care am avut prins în buget când am votat bugetul. 40.000 cât am prins noi atunci. În funcție de banii ăștia. Asta e început. În început. La anul o să facem extindere. Problema e la care acolo. Nu putem să facem. Celălalt care a fost aprobat, nu s-o cumpărat. Pentru cei care ne-a asigurat mentenanța, nu au mai venit să o
plecat în altă parte, ne-am cam necăjit cu supravegherea video. Să nu trebuie să ne vedem. Măcar primar, măcar pe zambile, măcar una. Vă spun, cu infraroșu. Chiar vreau să vă spun să le schimbați pe infraroșu. Nu se distinge clar. Dar nu există o limitare a fost. De asta nu știți, sunteți mai proaste, dar eu am votat cu vincea roșu. Nu sunt pe infraroșu toate. Nu sunt toate. Așa am votat. S-a pus altceva. Tehnic nu sunt puse pe infraroșu. Asta n-am putut să urmăresc. De asta am votat. Pentru funcționarea ultima semnă de supraveghere vizită, pentru schimbarea sistemelor de stocare a datelor și o lungime a cablurilor de fibră optică, pentru camera de luat vederi cu infraroșu de la strada, de la intersecția cu calea Moldovei, strada Narcisii, vorba de 800 de metri de fibră optică, pentru camera de luat vederi cu infraroșu de la intersecția strada Ion Simionescu, DN15 la școală, iar 2490 de metri. Pentru camera de luat vederi cu infraroșu de la intersecția Grigori Tăbăcaru cu strada Crizantemelor, în fața Bisericii Ortodoxe, 110 metri. Deci, e vorba de cablu. Deci trebuie cablu, da, da. Altfel transmisii nu ni poate... Trebuie infrastructură. Asta e scumpul. După care la anul vom merge spre Fântânele, să ducem și acolo și cam apropiem. O să mai facem pe străzile... Da. Acum punctele principale. Punctele principale, oricum tot acolo dau. Intrările și ieșirile din comună pe drumul național, în partea asta este aici, deci la Bardașul. Nu era la biserică. Deci... La anul punem. Mai sunt alte probleme, vă rog, supunem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă să abține? Dar dumneavoastră vă votați, domnul președinte. De acord. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției următoarelor servicii. Realizarea unui film promoțional și modernizarea site primărie, actualizarea documentului SBS-ului Emeiuș, selectarea și evaluarea arhivei primăriei comunei Emeiuș. Proiect inițiat domnul primar Sava Păzan. Vă rog și la punctul 6. Aveți cuvânt. Subționatul Sava Păzan. Cum zice domnul primar, aveți cuvânt. În calitate de primar al Comunii Himoiul de Subacău, văzând raportul administratului public numărul 6252 din data de 10.08.2017, prin care se solicită aprobarea unui proiect de hotărâre pentru achiziționarea unor servicii necesare bunei desfășurări a activității primăriei Comunii Himoiul cu fonduri de la bugetul local, în conformitate cu hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 30 ianuarie 2017, pentru aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării prevederilor articolului 36, alineatul 2, literele B și D, din alineatul 4, litera D, din legea numărul 205 cu 23 aprilie 2001, administrației publici locale, supun spre aprobare Consiliul Local, Emeiuș, proiectul de hotărâre pentru achiziționarea următoarelor servicii necesare pune desfășurarea activității primăriei Comunii Emeiuș cu fonduri de la bugetul local. 1. Servicii de promovare și servicii de creare, găzduire și întreținere site primăriei pentru realizarea unui film promoțional Comuna Himeiuș și actualizarea site-ului primăriei, servicii de actualizare documente SVSU pentru actualizarea tuturor documentelor serviciului voluntar pentru situații de urgență, servicii de arhivare pentru selectarea și evaluarea arhivei primăriei Comunei Himeiuș. Vă rog intervenții asupra acestui punct. Domnul primar. De ce nu cont să facă pe o firmă specializată filmul și toate astea? Să ne avem pe site ca lumea, să avem ceva frumos. Nu niște secvențe de 2 lei. Păi, exact. E 10 minute. Ați văzut 10 minute de carieră. Și să punem în el, na, ce avem și noi mai frumos. O să participe atunci, eu știu, domnul Mihail cunoaște foarte mult din obiectivele realizate în comună, domnul Gălățean, domnul Vici, eu știu, fiecare asta de selectat legătura cu toți investitorii, toate pensiunile care le avem pe aici, ca să ne încadrăm zona noastră, să putem expune tot ce avem. Responsabilitatea la celor care execută, nu? Da. Păi cei care execută să fie, să facă un corect ceva de calitate. Practic, propriu zis, selectarea și evaluarea arhivei. Evaluarea, asta mai da.
Ce constă propriu? Deci, arhiva este constituită dintr-un fond din perioada 1990, fond arhivistic, doamna. Fond arhivistic din 1990 până în prezent. A fost selecționată și o mare parte predată, topită înainte de anul 1990, iar ultima perioadă urmează din 1990 să fie sortată din nou și evaluată pe termene și durata, eu știu, a fiecărui compartiment, conform legii 16 din 96. Acum, instituția noastră este programată la o verificare. Noi am zis să o avem cât de cât mai bine pusă la punct, să nu fie probleme de genul ăsta. Banii care dăm din toate documentele. Și din fericire aveți o arhivă foarte bine pusă. 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Puțin primărisă la nivel nostru. Asta este un lansat de copii, altele duse la arhiva de stat. În urma intertalierii știm ce dosare trebuiesc legate. Absolut, da, absolut. Adică care au o termene permanent, atunci vor rămâne în cadrul instituției. Dacă nu mai există loc, vor fi predate documentele respective la arhivele naționale. Cele cu termen până în 50 de ani obligatoriu sau 20 de ani vor rămâne în cadrul instituției noastre, dar vor fi evaluate pe compartimente. Da? Probabil că sunt documente care sunt depășite. Așa ar trebui distruse. Dar legea spune clar. Sigur, cele care se păstrau caracter permanent, cele care au termen 20 de ani, așa, și cele care sunt uzuale. La orice compartiment, dacă ați văzut, sunt tot felul de dosare. Dar este foarte important această componentă a arhivei. Pentru că vine cetățeanul și vreau... Găsește acolo ce are nevoie. Cetățeanul, da. Controlul... Control tot ce este. Dacă aveți curiozitatea să-i intrați în arhiva primăriei, din curiozitate, așa, vedeți cum arată... Dar ce înseamnă, știu ce înseamnă pentru... Nu, da, să vedeți cum e organizată arhiva primăriei. Orice control care vine, nu vine numai pentru prezent, vine și pentru retroactiv. Deci cele mai vine pentru retroactiv. Așa, și atunci să vedem documentele, dacă s-au făcut, cum s-au făcut, dacă s-au valorificat, așa mai departe. Și trasează sarcini pentru viitor. Da. Fie așteptată mai bine. Sunt dracu de o păstrată în arhivul. Să pun la vot și acest punct de pe care ai zis proiect de hotărâre privind acolo. Cine este pentru? Am votat cu dacă se abține cineva, îmi putem nimeni. La diverse, dacă are cineva. Da. Sunt două adrese venite de la școala generală. Grigori Tăpăcaru. Da. Vă rog, domnul primar. Vă rugăm prin prezenta să desemnați nominal reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grigori Tăbăcaru Hemioș pentru anul școlar 2017-2018. După cum știți, în fiecare an, noi aici în Consiliul Local am stabilit și am votat care dintre consilieri merge la ședințele de Consiliul de Administrație ale școlilor de pe raza comunii. Și a doua adresă. Da. Către primărie, da. Vă rugăm să desemnați reprezentantul dumneavoastră în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grigori Tăbăcaru Hemioș. Dacă nu pot participa eu, să trimit pe cineva. Da, da. Deci, în principiu... Până acum am fost ca și reprezentanța Consiliului Local, eu și domnul Patrick. Părerea mea ar fi să rămânem tot noi în ideea că cunoaștem ce s-a votat în anul trecut, cunoaștem cât de cât probleme. Dacă o să ne schimbăm în fiecare an, până învață cel care vine despre ce este vorba în Consiliu și ce trebuie să facă, durează o jumătate de an și apoi până se mai luminează, mai trece o jumătate de an. Părerea mea ar fi, dacă sunteți de acord, să rămânem tot la fel. Dar acum cu director, noi mai faceți probleme? Ei, da, mai așați. Totuși, eu sunt de acord cu dumneavoastră, numai că să fiți mai activi acolo și să ne țineți până la curent cu ce se întâmplă. Poate să îmbunătățești și rezultatele la școală. Dacă se-ar susține performanța și dacă se-ar susține oamenii locali care vor și pot să facă ceva, foarte bine. Păi, haideți să facem. Dumneavoastră să faceți, ne aduceți la cunoștință ce se întâmplă
Exact. Nu depinde. De alea mai des, mai la obiect și noi putem interveni. Deci noi putem informa, domnul consilier Roșca. Tocmai de asta despre ce se discută în Consiliul de Administrație. Măcar ce se întâmplă, ca să mediatizăm și noi. Iar despre celelalte puncte o să invităm pe doamna director să vă prezinte un raport de activitate privind rezultatele. Ne prezinte. Să vă prezint, adică să știți că începând de 1 septembrie există și site-ul școlii. Dar trebuie, doamna director, să prezinte un raport privind anul școlar 2016-2017 în fața Consiliului Local, să luăm și noi la cunoștință de la sursa cea mai autorizată despre rezultatele din învățământ. Asta trebuie aplicat la unde are importanță. Este purtătorul celuilalt director. S-au pus aceste probleme în discuție la ultima ședință, a fost și domnul primar. I s-au pus în vedere mai multe chestiuni pe care le-am acumulat și le-am notat. Și urmează ca să... Procedura. Și ne-a spus că este deschisă, dorește să vină. Și noi suntem deschiși și vrem să auzim toate informațiile necesare. Exact. Dar transmite pe reprezentanțe, nu știu. Măcar dacă tot s-a informatizat, deci pe internet, să fie transparență reală cu rezultatele profesorilor. În special pe fiecare clasă. Asta vă spun, va avea impact. Cine nu crede, vă spun sigur. Tare ne-am dorit dacă am avea o influență și în... Și atunci se va ști cine este în spatele profesorului efectiv politic. Vă spun sincer. Deci, și a doua dacă chestie, nu ne-a mai plecat copiii exact. De la școli, de la foarte mulți, 1-4 deci, la Bacău. Sunt rezidenți care vor să-și dea copiii aici. Vă spun sincer. Chiar am vorbit asupra da, realitate. Titularizare. Titularizare. Deci, eu nu am interesat. Vă rog, domnul. Cu permisiunea și concordul dumneavoastră, eu aș avea o propunere. Este foarte bine că ne interesăm de școli, de elevi, de profesori, dar pentru ca și ei să vadă că, într-adevăr, interesul nostru este major pentru școli, eu v-aș propune pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură și cu situații precare în familie sau cei care au adus rezultate remarcabile pentru Comuna Himeiuș, sportiv, cultural, sau alte activități, Comuna Himeiuș, acum la deschidere de an, cred că ar trebui să-i premieze. Sunt care nu au cu ce merge și au rezultate extraordinar de bun. Așa este. Pe Himeiuș sunt singur elev. Eu nu știu unul, că este doi. La testele naționale. Dar atât. Dom'le, nu știu. Cred că s-a referit domnul la testarea națională. Avem olimpic în comună. Olimpic la ce nivel? Eu vă amintesc. Când, în luna când am stabilit bugetul, da. Am alocat o sumă de bani către școală, către instituțiile de învățământ, ca acele premieri să se facă în urma unor rezultate. Cei care sunt olimpici, cei care sunt... Exact. În afară de bursele sociale, nu sunt nimic. Nu. Deci eu chiar în ședința la sfârșitul septembrie, când o să avem ședința de Consiliu, chiar vreau să întreb școala ce au făcut cu banii aia, câți au fost premiați. Au avut rezultate pe linie sportivă, nu știu la alte materii, dar măcar aia care au dus numele comunii. Exact. Merită să fie Deci, bugetară la capitolul respectiv. Deci, ca să nu mai încurcăm cu ședințe de Consiliu, trecem banii de la un capitol la altul, aprobăm, durează pașii care știți cum să, da. Să derulează. Am zis, dăm direct unității de învățământ un anumit buget alocat pentru premii. Cum s-au realizat aceste... Asta vrem să vedem și noi. Poate descoperim cât detunare de fonduri. Păi da, nu s-au dus, sunt necheltuiți. Sunt convins, o să vedeți că banii sunt necheltuiți. Dacă noi vom ști să premiem pe cei care aduc rezultate, la anul vor fi rezultate mai bune. Pentru că de la început, din 90 până acum, s-au premiat tot felul de lucruri, dar cei care au adus rezultate niciodată. Au fost. Domnule, voi să am rezerve pentru că de-a lungul timpului m-am convins de ce se întâmplă în școala din Himeiuș. Deci, dați-mi voi să am rezerve, vrem rezultate și nu vorbe.
Nu mă gândesc că dacă o să fie rezultate prea mari, da, o să facem o rectificare. Nu e nicio problemă, avem de unde să plătim niște bani, dacă sunt rezultate excelente. Sunt copiii noștri, ne reprezintă unii în altia. Primăria, în acest sens, a venit cu propunerea și am acordat bani pentru crearea unui site. Deci asta a fost tot o metodă și ne-am gândit noi la o promovare a școlii. Să exact. Să-i promovăm valorile, să-i vadă și cei din localitatea noastră, să nu mai meargă să-și ducă copiii în altă parte. Cât școli avem noi în comună cu rezultate deosebite? 2, 3. Și că școli normale în zone feudale. N-ar trebui să-i ajută. Școli normale în zone feudale. Vă dați să știți că la nivelul școlii gimnaziale, cel puțin la concursul Concurs Național care l-am organizat eu, au fost 5 copii la nivel național. Și au obținut rezultate bune, din 100 de puncte, 94, 97... De ce nu sunt puși în valoare? De ce nu-i cunoaștem și noi? Eu aș vrea să vă iar aduc în atenție datorită acestui concurs, am obținut diploma de profesorul anului. Dar nu știe nimeni decât poate cei care s-au uitat pe Facebook. Ei, sigur, știe și soțul dumneavoastră, că nu mă da. Eu aș vrea să vă propun o chestiune. Luăm legătura cu doamna director, să pregătească raportul și ar vrea ca o ședință de Consiliu Local și că prezint raportul să o facem pe unul cadru didactic. Dar nu toate, că sunt vreo 40. Ci să facem pe categorii. 1, 4, educatoare și pe aia 5. Și atunci să ridicăm toate problemele care sunt de față cu cadrele didactice. Putea să o facem la Căpină Cultura. Păi să o facem la Căpină Cultura, ca să nu facă toată. Și atunci noi avem dreptul să spunem, să audă și ei care sunt probleme. Noi le dezbatem, le punem frumos aici. Și ăla, și ăla, și ăla. Dar să audă și ei din gura noastră. Rămân la faza de discuții. Da, rămânem la faza de discuții. Dar eu o să mă ocup cu doamna Davidoță, să pregătească doamna directoare raportul și atunci să stabilim cu cadrele didactice că noi și să participăm la Căminul Cultural și să așa ne zicem. Săptămâna viitoare va fi, de exemplu, Consiliul Profesional, și să expună modul cum s-a achitat învățătorul, educatorul, profesorul și așa mai departe, la catedră. Vă spun sigur că rapoarte de activitatea depus fiecare. Rapoartele se scriu. Rapoartele se scriu. Nu e nicio problemă. Nu există niciun frumos, găsim tot felul de fraze. Cărțile din cărți să scriu. Da. Cărțile din cărți. Copy-paste. Da. Să iau doctorate, da, bine. Da, bine. Care e ultima carte care ai citit-o? Ce când n-am citit? Acum să scrie. Să ne fie ca un vă rog, domnul primar, la divers, mai avem o solicitare din partea Bisericii Ortodoxe de la Lilieci. Subsemnatul preot Vătămănescu. Toate paroc la parohia Lilieci, împreună cu Ienuria și parohii, vă rugăm să ne aprobați cererea de a finanța comunitatea cu un ajutor pentru a avea unele facilități, respectiv dotări suplimentare pentru biserică și anexe, încălzire biserică, aer condiționat pentru casa mortoară și casnicală. Noi anul trecut am dat o sumă, câte 10.000 lei am dat pentru la biserica de la Lilieci, dar cu 10.000 au reușit să cumpere o centrală și ce mai trebuie acolo, accesorii. Și da, cu astea, Ienuria și au contribuit cu ceva? Au contribuit și au contribuit, cred și vreau să vă spun că bani dau cei care sunt mai săraci. Deci nu știu când ați fost ultima dată la biserica de la Lilieci, eu am rămas plăcut, impresionat de cum arată biserica. Și pavată peste tot. Cred că este preotul care a solicitat cei mai puțin bani. Da, întotdeauna. Da. Mai sunt multe lucruri de făcut, plus că avem ienoriași care au făcut lucrări pe cont propriilor lor, bine, cu aprobarea parohiei, din banilor și așa mai departe. Și cred că dacă solicit o sumă... Undeva la 20.000 o cerut, acum am vrea să cred că trebuie să... Păi,
Nu depășim nici bugetul, pentru că ați văzut, au fost cazurile alea sociale, când tot am dat, am fost generoși. Acum suntem în imposibilitatea de a mai ajuta. Sau dacă o să ajutăm, o să fie foarte greu, că iarăși de făcut niște pași de așteptat. No. Deci, mai bine dau câte puțin să ajungă la toți, decât să... Că știți cum e omul. Nu m-a ajutat, deci nu mai contează cu cât, dar măcar să-l ajuți. Da, o atingi. O să fie pentru ședința viitoare, asta e ca o propunere, deci de să avem în vedere, pentru că o să trebuiască făcut rectificare, la fel ca și la cealaltă proiecte care mi le-am propus, să avem banii necesari, deocamdată nu-i avem. Casa portoală și casa practicală, vă dați seama că acolo trebuie neapărat aer condiționat. Mai devreme sau mai târziu toți trecem pe acolo și chiar am văzut și aici la Hemiruș, am fost când a murit Nela, a spus la era o căldură, și nu toți își permit să-și iau un coșciuc de la cu aer condiționat și cu... Până la urmă, asta e un lucru care îl faci în tot pe domnul primar, uitați-vă cu casa praznicală. Eu am mai participat la diferite evenimente, cu decese, cu omeniri. Toate astea se fac la Puiu sau la o altă pensiune. Doamne. Nu e adevărat. Și casa praznicală? La casa praznicală vreau să vă spun că nu este sâmbătă sau duminică să nu se facă și pomenire. Aici la noi? Da. Aici la noi? Și la Lilie și la fel. Da. Nu toți se duc la ordinerea Puiu. Eu mă duc mănânc bine la Puiu acolo și cine mă invită, mă invită. Nu se duc la Puiu să fac. Mai bine să fac. Eu pot să fac sau cât ia Puiu. Vine cu firma de catering să-mi costă 15 lei. Mâncarea aia să mănânci. Asta e, dar nu ce-mi sunt obligat. Plastic. Ora 15 lei și urmă îi zici ce dăm și de aia. Lasă, dă și la Puiu cazare și când trage venii costă și mai mulți. Dar sunt locuitorii comunii, trebuie să-i... Să-i sprijinim și să-i ajutăm. Da, acum noi trebuie să-i servim. Și casa mortuară și casa praznicală intră în modul lor de organizare. Deci noi nici nu putem interveni de aici. Nu zic că nu toți oamenii sunt egali. Mai sunt foarte mulți, domnul Mihail, sunt foarte mulți care se duc cu oala cu mâncare acolo. Cu oala de cior, cu oala de sărmăluțe. Plus că au servicii în afară de morți. Au alte servicii care... Știți când am văzut treaba asta organizată cu o săptămână, joi, a fost o înmormântare a lui Crăciun de la Lilieci, și îi cunoaște familia acolo. Soția. Așa, soția lui Crăciun, că se ucește. Da. Așa. Și au făcut pomenirea în casa praznicală, că eu m-am dus la Juverdeanu și la Puiu am fost invitat acolo și am participat. Sau la Macovei mai sau la Macovei, da. Da. La Puiu eu mă duc cu plăcere pentru că știu cum mănânc o mâncare bună, nu că îi fac publicitate, dar... E bun ce face. E bun ce face. Dar noi avem în averea dumneavoastră. Noi mereu cum avem. Vă rog să interveniți, dacă puteți, cu poșta. Așa, da. Aici e o problemă. Acolo este o problemă. Cu domnul director. Am vorbit și cu doamna, este o doamnă care se ocupă de cadre, chiar locuitorul comunii Hemeiuș. Ne-au rugat, am pus afișe prin toată comuna să găsim un locuitor care să plăcim. Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot toată ordinea de zi, care a fost și procesul verbal de ședință, care s-a discutat pe 29. Da. Cu aceasta declară închisă ședința. Doamne miluiește! Plăcit, domnule.